Marian, astăzi doar remiză. Așteptări mari, fotbal mai puțin. Da, o remiză. Vreau să câștigăm, vă dați seama. Venim după niște meciuri în care n-am arătat așa bine și ce să sper că de la urmă trebuie să arătăm mai bine decât în seara asta sau celelalte partide. Ce a lipsit astăzi? Nu știu ce a lipsit, probabil concentrarea acolo în fața porții. Am avut, mai ales în prima repriză, zic eu, câteva ocazii clare în care puteam face 2 la 0. Cam asta. Ați avut și 20 de minute în plus, dar degeaba, tocmai FC-ul Craiova a fost aproape de victorie și n-am avut. Ba da, n-am putut să profităm. S-au apărat foarte bine pe final și asta a fost. Se va schimba atmosfera și cu noua antrenor? Am văzut că domnul Pete va fost în tribuna în această seară. Eu nu știu nimic despre acest lucru. Vom vedea ce va fi. De un rezultat just, în opinia ta? Nu știu ce să spun. Noi ne doream să câștigăm, vă dați seama. Venim cu niște meciuri proaste, pot spune, cum am zis mai înainte, și suntem supărați. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.